Salutare și bine v-am pe techview.ro Episodul de astăzi este dedicat celor ce sunt în căutarea unui tastatură mecanice full size, dar care nu vor să își vândă un rinichi ca să o obțină. Prietenii noștri de la Tras ne-au oferit pentru realizarea acestui review tastatura mecanică Trast Scar sau așa cum este cunoscută pe site-ul lor Trust GXT877. Stați alături de noi pentru a vedea punctele forte ale acestei tastaturi cu finisare metalică. Nu ni se spune pe pagina producătorului dacă switch-urile folosite sunt Cerii MX sau nu, însă personal bănuiesc că nu sunt, în ciuda faptului că sunt garantate pentru 50 de milioane de apăsări pentru fiecare tastă în parte. Acestea fiind zise, dacă sunt copii, sunt copii foarte reușite după, cred eu, Cerii MX Red, atât ca distanță de lucru, cât și ca presiune necesară a păsărilor, astfel încât, indiferent de genul de activități pe care le desfășurați la PC, fie el browsing, școală sau gaming, vă veți simți rapid foarte familiarizați cu tastele și ergonomia GXT-ului 877 pentru că genul ăsta de switch sunt foarte confortabil de utilizat. Pentru că veni vorba despre economie, este și ea la fel de bună ca și în cazul majorității brandurilor premium de pe piață, fiecare rând de taste fiind înclinat la un anume unghi, astfel încât distanța dintre vârful degetului și taste să fie cam aceeași pe toată înălțimea tastaturii. Tot aici merită să fie amintită și greutatea considerabilă a SCAR GXT 877, datorată în parte și plăcii metalice superioare care oferă nu numai greutatea specifică, cât și o finisare premium demnă de orice birou. Trascar nu dispune de un soft de control și nici de foarte multe jocuri de lumini, însă asta este un lucru bun pentru că în funcție de producător, mai devreme sau mai târziu, orice tastatură va pierde suportul software din partea producătorului interesat să vândă produse noi. De aceea, orice funcție suplimentară, precum funcțiile de control ale iluminării sau suportul pentru tasele multimedia, este bine să fie incluse încă de la început într-un microcontroller ascuns în carcasa tastaturii, iar funcțiile să fie accesibile printre combinație de taste mai degrabă decât prin intermediul software, în tocmai ca și în cazul tastaturii Trust GXT877 SCAR, dar și a altor branduri mari de pe piață, al căror nume începe cu D și se termină în Aki, care își vând tastaturile la de 3 sau 4 ori prețul modelului de astăzi. switch mecanice gândite pentru 50.000 de apăsări, greutate mare pentru a sta bine pe birou, piciorușe în două trepte care ridică tastele la înălțimea optimă pentru tastare, Taste ergonomice și placă metalică care oferă nu numai o greutate potrivită unei astfel de tastaturi, dar și un design mult superior gamei de preț din care tastatura de astăzi face parte, sunt toate puncte forte care ar trebui să vă facă să o puneți pe lista de posibilități. Ce ar trebui să vă facă să o scoateți de pe lista de posibilități și să vă facă să o comandați rapid dacă sunteți în căutarea de tastatură este prețul, Scar putând fi achiziționată la data publicării acestui material la câteva zeci de lei peste pragul de 200, gamă în care nu prea are competitorii în opinia mea, aici fiind mai degrabă spațiul în care alți producători aruncă în ring tastaturile cu vechea tehnologie Rubber Dome, clar inferioară unui tastatur Tras GXT 877. Din aceste motive, primește din partea techview.ro recomandarea editorului. Până data viitoare, toate cele bune!